Ministrul de interne Cătălin Predoiu a fost chemat să dea explicații în fața Parlamentului despre lupta antidrog. Prilej numai bun să-și verse amarul pe opoziție. După care s-a lăudat cu 44 de grupuri de crimă organizată destructurate și 210 kg confiscate în 3 luni de zile. A urmărit declarațiile colega mea Katia Tănase, care se alătură chiar acum cu detalii. Bună dimineața, Katia! Ce a spus mai exact ministrul Predoiu? Până dimineața, Alice, ministrul de interne a fost deranjat de acuzațiile aduse de USR și le-a reproșat acestora că subminează încrederea oamenilor în structurile forțelor de ordine. Predoiu a mai afirmat că în timp ce în rândul elevilor de 16 ani cel mai consumat drog este cannabisul, USR vine și propune o lege tocmai pentru legalizarea consumului de cannabis. În replică, deputatul USR Ionuț Moșteanu l-a acuzat pe Cătălin Predoiu că îi protejează pe polițiștii corupți care fac jocurile în minister. Declarațiile au fost făcute la ora guvernului, unde ministrul de interne a fost chemat de USR la dezbaterea cu tema cum pregătește ministrul de interne lupta împotriva drogurilor. Hai să ascultăm și noi o mică parte. Decât să denaturați lucrurile, să calumniați și să subminați orice lucru bun care se face în această țară. Poate că acolo trebuie să cercetați puțin demersul dumneavoastră. Nu mai cumpără nimeni această retorică în care toți sunt răi și numai dumneavoastră bun, în care nu se face decât rău în România, până ajungeți dumneavoastră la guvernare, unde ați mai fost duși de urechiușe și unde ați plecat cu pantalonii murdari când v-ați dat PNL-ul la prima bătaie politică. Asta este într-adevăr viciună. Sunteți distruși din care v-au lăsat cei care v-au creat și v-au manipulat din umbră, vă înțelegeți? De atunci sunteți distruși. Ce să fac? Ați rămas fără epoleți cu dinaintea goală și acum nu faceți decât să atacați pe toți cei care vor să facă ceva în țara asta.